Salutare, sunt Mădălina Bozeanu și astăzi vreau să vă vorbesc despre această carte de la editura Herald, scrisă de Deb Dana, despre teoria polivagală. 50 de practici polivagale pentru corp și minte. Este o carte foarte utilă pentru oricine vrea să înțeleagă teoria polivagală și cum funcționează sistemul nervos autonom, scrisă într-un limbaj foarte lejer, ușor de înțeles pentru oricine. Este utilă de avut pentru uzul personal, dar și în cabinet, dacă ești terapeut și vrei să-ți ajuți clienții să se simtă mai în siguranță, să-și cunoască propriul sistem nervos autonom și cele trei povești ale sistemului nervos autonom, așa cum le intitulează Deb Dana. Și exercițiile sunt foarte simple și la îndemână. Un exemplu de exercițiu este acela de a găsi mai multe sclipiri sau licăriri în viețile noastre. Poate că suntem obișnuiți să identificăm triggerele, acele butoane care ne apasă niște reacții mai puțin plăcute. Însă este la fel de important să reușim să identificăm pe parcursul unei zile, în fiecare zi, ce ne face să sclipim pe interior. Respectiv, ne uităm la cele 5 simțuri și să găsim pentru 2-3 dintre ele ceva ce se vede frumos, poate un buchet de flori, ceva ce miroase bine, poate un gust ce ne aduce plăcere, poate o piesă care ne trezește niște amintiri plăcute și să stăm cu acea sclipire, cu acea licărire 20-30 de secunde. Nu e nevoie de mai mult pentru ca sistemul nervos să-și dea un reset. Sistemul nervos să se liniștească puțin și în modul ăsta ne găsim noi resurse și de fapt ne creștem starea de siguranță în sistemul nervos și ne crește reziliența, respectiv capacitatea de a face față stresului de zi cu zi. Cu toții avem nevoie de această carte, e foarte utilă, foarte ușor de citit și de procesat, nu are mulți termeni complicați, vă recomand din tot sufletul, e o carte pe baza căreia lucrez și eu personal pentru mine și împreună cu clienții mei.